Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Este din nou weekend, iar după evenimentul de aseară a sosit momentul să începem încă unul. Mă aflu pe malul Dunării la 10:30 dimineața. În spatele meu se va oficia starea civilă, după cum vedeți sunt oamenii care pregătesc aranjamentele. În jumătate de oră trebuie să ajungă și Miri și îi așteptăm să începem. Rămâneți cu mine toată ziua! Cam asta a fost cununia civilă de pe plajă, iar acum a venit momentul să fotografiem rochia miresei de astăzi, care este superbă. Avem și verighetele pe undeva pe aici, după care așteptăm mireasa să vină să o îmbrace. Ia uitați, cât de frumoasă e. Suntem aici cu domnișoarele de onoare care pregătesc baloanele pentru Eliza. Ia uite Eliza, ce pregătește Ana pentru tine. Bună! Așa, privește odată aici. Ia să vedem. Foarte bine. Mâna mai sus. Aia. Așa. Aici? Da, Bogdan. Da, sunt aici. Așa. Și privești spre rochie în timp ce... Dar stai că spre ție mâna, Bogdan. E perfect așa. Ia ține mai jos. Aici. Așa, aici. Ia, dați-i de mai așa, așa, bun. Ia, dă aici mâna cealaltă un pic să nu mai fie pe lângă corp, așa, exact așa, perfect. Rămâi așa, te rog. Bine, cam asta a fost pe zi. Acum a venit seara, a venit momentul petrecerii, așa că merg să mă schimb, pentru că am transpirat tot. A fost o zi foarte, foarte călduroasă și trebuie să fiu gata de petrecere. Gata, oficial începe petrecerea și înainte de dansul mirilor, am zis că merit și eu un cocktail după atâta muncă. Și pe cine credeți că am găsit aici? Pe Costi! Care face cele mai bune cocktailuri. Mireasă, mire, nașa, nașu. Și, haideți, vreau să mă mâine sus. Este casă și mă rog ca cinco. Nu ți-e frică să fiu singurică. Dopere de ochelari de soare, e prima dată când mergem la mare. Stăm în cochilie, mâncăm hamsi, ne dăm un băt și facem nebunii.
și tu și amândoi. Să plec de casă, să las frate,